Ajungem la Bitnet, Lucian, nu vom zăbovi foarte mult pentru că tu ne-ai spus deja destul de multe. Deja știm o cifră de afaceri semnificativ mai mare, 76 aproape de milioane față de 55,5 la 9 luni 2019. Ce remarc aici este scăderea semnificativă a gradului de îndatorare față de semestrul 1, îmi cer scuze, de la 103% la 77%, așadar, Lucian, ușor vă îndreptați către ieșirea din zona aceasta de companii supraîndatorate, ceea ce nu poate decât să mă bucure pe mine personal. Lichiditatea curentă s-a îmbunătățit și ea, 1,97 față de 1,52. Profitul net, pierderea netă, mai corect, 3.300.000, într-adevăr este la mai puțin de jumătate din pierderea la 9 luni de anul trecut. Așa cum spuneai și tu, așteptăm să vedem ce se întâmplă în trimestrul 4. Sperăm să aveți un Q4 la fel de bun ca cel de anul trecut și să vedem profit așa cum își doresc toți investitorii voștri.